Joi 11 aprilie, la ora 15, Muzeul Județean Teuharie Antonescu Giurgiu a fost gazda expoziției Nostalgie, realizată de Rodica Florea în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu. Petra Șerbănescu Tănase, unul dintre cei mai cunoscuți artiști plastici și profesori de desen din municipiul Giurgiu, le-a vorbit celor prezenți despre tehnicile folosite de Rodica Florea pentru realizarea tablourilor expuse. Avem, dacă o luăm din partea aceea, peisajele acelea de apusurile acelea, care sunt foarte sensibile și destul de expresive, celelalte peisaje, adică să încercăm să privim de jur împrejur, portretele acelea, avem și o acuarelă, lucrările sunt în ulei, majoritatea. Și câteva ei a încercat să facă și, adică să-și exprime, să se exprime și prin tehnica cuțitului și prin acuarelă și prin folosind acrilicul și în toate, dacă tot lucrează și are cum să fie stimulată, dumneai intră și încearcă fiecare tehnică în așa fel încât să se autodepășească. Vizibil emoționată de publicul numeros venit la expoziția de joi 11 aprilie, Rodica Florea le-a mulțumit celor implicați în realizarea ei. Mulțumesc pentru oportunitate Muzeului Teuharie Antonescu, mulțumesc foarte mult pentru găzduire. Mulțumesc doamnei director al Centrului Județean pentru promovarea culturii populare tradiționale Giurgiu. Mulțumesc și pentru susținerea școlii de artă care ne este de un real folos copiilor și adulților. Puteți să rămâneți încă 10 ani în școală, vă primim. Mulțumesc! Și mulțumesc foarte, foarte mult doamnei Petra Șerbănescu Tănase pentru îndrumări, pentru susținere, pentru înțelegere și pentru absolut tot, pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat. Mulțumesc invitaților, mulțumesc familiei, sunt foarte emoționată, mulțumesc copii. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc vecinilor, prietenilor, colegilor de la pictură, mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Pentru a trece mai ușor peste emoții, Petra Șerbănescu Tănase a preluat cuvântul și a prezentat-o printr-un scurt rezumat pe cea care a realizat expoziția de joi. În afară de faptul că din 2022 până în prezent, de câte 2 ani, este eleva Școlii Populare de Artă. Ca activitate are destul, adică o activitate foarte bogată în expunere. Dumnezeu nu a făcut numai cursurile, adică nu a parcurs doar cursurile Școlii Populare de Artă, ci a mai făcut online niște cursuri care au ajutat-o foarte mult și, după cum vedeți și dumneavoastră, se simte că este educată în acest spirit. Chiar dacă emoțiile au cuprins-o pe Rodica Florea, aceasta nu este deloc străină de expoziții. În cei câțiva ani desfășurați în lumea artei, lucrările realizate de ea fiind expuse nu doar în România, ci și în afara țării. Activitatea dumneei a început în 2019 cu niște expoziții colective. Salonul de primăvară, Galeria Labirint București, expoziția de la Roma, Italia, expoziție colectivă Rădăuz, salonul de pictură Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu, tot în 2020. În 2021, expoziție colectivă salonul de primăvară București, salonul de primăvară Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu București, salonul de vară tot Centrul Cultural UNESCO, expoziție colectivă tablou cu suflet Palatul Parlamentului, Centru Internațional de Conferințe Constantin Brâncuș. Argentina la Palermo a avut de asemenea participare la expoziție de grup. La Uzin Export București, tot în 2021, în Italia, la Veneția, artiști români pe simezele internaționale. În 2022, expoziții colective Chevalet de Weekend și Atelier de Pictură.